Bine ați venit la o altă lecție CSS. În această lecție vă voi vorbi despre mai multe informații despre clasele în CSS, ca să spun așa. Am mai creat aici un alt element cu text care să fie diferit și am să vă arăt cum puteți combina clasele în CSS și cu elemente. Așa, cu mai multe clase pentru un element și invers. Vedeți că acesta nu vi l-am prezentat, îmi cer mii de scuze, block code, este pentru citate. Dacă găsiți un citat undeva, scrieți citatul și aici puneți, cum să zic eu, secțiunea citată și sursa. Da, secțiunea și sursa. Am creat-o eu pe aceasta și va arăta astfel. Da? Vi-l va pune mai înăuntrul paginii, nu vi-l va pune de la margine, deoarece este un citat. Bun. Și să zicem că vrem să facem ca aceeași clasă denumită acesta violet, da? Acesta violet să fie și pentru block code, da? Și pentru elementul acesta, da? Să fie tot cu violet. Am copiat clasa aici. Salvez. Și acum va trebui în style să mă duc unde este acesta violet și să îndepărtez elementul și să las doar punct acesta violet. Mai țineți minte că v-am spus că punctul îi arată selectorului ce clasă să folosească. Deci am șters P de la paragraf care era numai pentru elementul paragraf și am pus în general unde găsește clasa acesta violet să accepte să facă stil. Iar eu acum dacă îi dau refresh, da, mi l-a făcut cu tot ce avea aici culoare, font și font family, Verdana. Dar putem adăuga mai multe clase unui singur element astfel. Deci nu numai o singură clasă. Să zicem că vrem pentru clasa verde, da? Și acesta verde. Să zicem că vrem subliniat. Creăm clasa subliniat. Observați că am pus un spațiu între, da? Subliniat. Deci asta este numai pentru subliniat. Aceasta e și acesta verde și acesta numai subliniat. Și creăm da, clasa punct subliniat. General să fie. Așa, reguli deschise, reguli închise și înăuntru spunem text decorare, decoration, două puncte underline. Da? Subliniat. Să facem un spațiu între să se vadă mai frumos, mai liber. Și pentru clasa subliniat, la general, pentru oriunde vede clasa subliniat, va sublinia. Da? L-a făcut să începem subliniat. Și cam aceasta a fost și lecția de astăzi.